Mulți dintre copiii abandonați în unitățile sanitare din România își petrec primii ani de viață între gratile unui pătuț de spital. Este și cazul celor 8 micuți aflați în secția de pediatrie a spitalului din Medgidia. Pentru a veni în sprijinul lor, Unitatea Democrată Tătară a organizat un eveniment sportiv, în urma căruia au fost cumpărate cadouri pentru cei mici. Asta este primul pas. Următorul pas, mergem la un centru de plasament în Constanța, unde avem de donat și alte bunuri pentru copii lăsați și abandonați acum. Nevoile copiilor sunt la fel de inocente precum sufletele lor, iar gestul celor care vin alături de micuți este binevenit. Le mulțumim celor care de foarte mult timp sunt alături de noi, sunt câteva persoane care ne sprijină de ani buni. Care sunt produsele cele mai necesare? Pampersii, laptele praf, produsele cosmetice de îngrijire. Exemplul celor de la Uniunea Democrată Tătară poate fi urmat și de alte persoane care vor să aducă un zâmbet pe fețele copiilor părăsiți. Sunt 8 suflete pentru care o îmbrățișare contează foarte mult, iar răsplata lor va fi un zâmbet care nu mai are nevoie de cuvinte.